Partidul Democrat se detașează de alegerile prezidențiale din 1 noiembrie, după ce au anunțat că nu vor avea un candidat pentru acest scrutin. Cei din PD afirmă că nu vor indica colegilor sau susținătorilor pe cine să voteze. O spune Pavel Filip, liderul formațiunii. Acesta spune că partidul său va încerca să fie puntea de echilibru dintre partidele de stânga și cele de dreapta. Partidul Democrat din Moldova face astăzi o altfel de politică, o politică transparentă, sinceră și corectă în raport cu membrii săi de partid și în raport cu cetățenii Republicii Moldova. În acest moment complicat pentru țară, am decis să ascultăm oamenii, pentru că atunci când ești la o răscruce, răspunsul vine anume de la oameni. Tot azi, liderul democraților a anunțat că, în pofida faptului că nu susține pe nimeni în această cursă, PD rămâne la guvernare alături de Partidul Socialiștilor. Președintele PD, Pavel Filip, declarase încă de la începutul lui septembrie că formațiunea pe care o conduce nu va avea un candidat la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie.